Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Am văzut din ce în ce mai multe mașini electrice lansate. Toate companiile lansează acum mașini electrice și se cumpără din ce în ce mai multe mașini electrice. Viața o să fie cu totul altfel decât ne imaginăm de fapt. Că sună foarte bine până când începi să folosești cu adevărat una. Mama, acum cred că cohorte de proprietari de mașini electrice se îndreaptă către sediul Europa FM ca să mințe pe cauciucurile. Nu e adevărat. Ia zi, ce s-a întâmplat? Nu, sunt și lucruri bune, sunt și lucruri bune. Am mers zilele trecute cu un Uber care era o mașină electrică. Și l-am întrebat pe om, cum e treaba? Și a zis, domnule, sunt foarte mulțumit. Mă costă, cum ar veni, benzina pe lună, adică curentul, 60 de lei. Și îți dai seama, eu eram în spate, m-am înțepat în stânga, când tocmai treceam pe lângă o benzinerie și am văzut cât mai costă litru de 95. Înspre, se duce înspre 3 încet, încet, e pe la 2,70 pe aici prin București și ăsta dă 60 de lei pe lună și face Uber, adică merge practic toată ziua. Da, dar stă cu mașina mai mult la încărcat. Asta bănesc. L-am întrebat, zic, auzi, dar ce autonomie ai? Păi zice, ia după tine acum și mă... Da, ziceam așa, iarna cam 100 și un pic de kilometri. E bun. Păi și ce faci? Păi zice că se termină bateria, mă duc și mă culc. Deci iar m-am înțepat în stânga. Zic, uite ce job mișto. Adică lucrezi un pic, după care te duci acasă, mănânci, pui mașina la încărcat, baci încărcătorul în priză. Cam cum e Luca. Da, nu dai mișto asta, asta știi? Da. Se nu mai încarcă... M-am culcat că s-a descărcat mașina. Mai este pe traseu. Sigur, important e să nu te prinză, știi, când ești într-o cursă. Se descarcă și trebuie să o lași pe undeva prin oraș, că o iei pe platformă. N-ai ce să faci. Sau fi cu bateria în căruciorul de butelnic. Auzi, dar mașinile astea e ca la telefoanele alea de pe vremuri de aveai 40% autonomie, mă rog, încă baterie și odată se ducea la 2%. Nu știu. Mai ții minte că erau telefoane care... N-am încercat, dar... Mi s-a părut și mie că a remarcat cineva că a zis că e 3 lei benzina. 5,70 lei. Așa, ai zis 2,70 lei. Nu că și eu, dar nu... Eu dacă în dimineața asta stai nu funcționez mai... full capacity, am crezut că te referi la GPL sau nu, la mai ceva. Confuzat, mai confuzat. 5,70 lei. Așa, tata. 5,70, da. 5, tu ai zis 2,70 lei. Am greșit. Și repet, am crezut că e cu GPL. Nu, la el în Corbean care are prețuri speciale. La noi în Corbean că zici că e Miami acolo la prețuri. Da, deci m-am întors în timp cu 2,70 lei. N-am mai fost 2,70 lei de când eram eu la liceu. La ei, de fapt, e 8,70 lei, dar n-a știu cum să o dea și a zis... Undeva pe altfel, acolo. Foarte nașpa este că acum când cumperi o mașină, asta în principiu e mașina ta. Asta pe, cu motor pe ardere internă. E mașina ta, ești responsabil de ea, mă rog, când cumperi o mașină electrică și compania continuă să o dețină într-o oarecare măsură. Tesla, de exemplu, are software și software-ul ăla se mai actualizează. Tesla, de exemplu, tocmai a pierdut un proces prin Norvegia, pentru că au actualizat software-ul acum 2 ani și au făcut un așa fel încât să se descarce bateria mai repede. Cum s-a întâmplat la iPhone? Pe modelul Apple, da. Pe modelul iPhone. Nu vrei să-ți cumperi un iPhone nou? Fii atent ce repede se descarcă ăsta acum, că s-a lansat ăsta la altul nou. Poate îți dăm de gândit? Deci, cel puțin 30 de proprietari Tesla au depus plângere la instanță și judecătorul a decis că Tesla a făcut măcăria. O actualizare de software din 2019 a redus durata de viață a bateriei și acum Tesla trebuie să plătească câte $16,000 proprietarilor de autovehicule care pot proba că au fost afectați de respectivele actualizări de program. Deci se face update. Ca la Windows, ca la iPhone, ca la orice are software, îți face update. Nu știi ce se întâmplă. În principiu ei spun, am făcut un update și acum totul va merge mai bine. Dar mai puțin bateria. Mai puțin bateria, dar asta n-avem de unde să știm până un alt. Proprietarii s-au plâns că autonomia a scăzut cu 20-50 de kilometri. Unul dintre ei a demonstrat că i-a scăzut de la 400 la 350 de kilometri într-un interval de 5 săptămâni, ceea ce este semnificativ. De asta spun, viața o să fie cu totul altfel. La fiecare actualizare de software, o să te întreb dacă mai merge mașina cum mergea înainte. Ca și la telefoane, când se face, sau la calculatoare, la sistemele de operare, sau la programele pe care le folosim, sau la jocuri. Când se face câte un update, uneori se strică lucrurile vechi. Și nu mai merge ce mergea. Însă, din alt punct de vedere, s-ar putea să ne asamblăm singuri mașina electrică.
IKEA are un astfel de proiect. Nu cred. Ba da. Vorbesc serios. IKEA are un astfel de proiect. Băi, stai cu minte. Prototip, deci, ăsta n-a fost în stare să dea o gaură într-un dulap, dacă în partea cealaltă. O să-și pună roțile pe capotă. Și vin ăștia să-ți faci mașina singur? Bun, da. Ia zine. Băi, teoretic s-ar putea, pentru că o mașină cu motor electric este mai simplă, tehnic vorbind, decât una cu motor pe ardere internă. N-are mult mai puține piese în mișcare. Nu are cutie de viteză, de exemplu. Da, deci, teoretic, dacă îți vin piesele alea și cât de cât ești priceput, ai putea să o asamblezi singur. Deci, IKEA are acest prototip, fă singur mașina electrică din 374 de piese separate. Eu aștept modelul de la Lego. Acolo am exersat foarte mult în ultimii ani și mă gândesc. Bun, primești mașina de la IKEA și mie mi-are și două. Am văzut și poze cu prototipul ăsta, realizat de Renault. Am văzut și eu. Da, arată ca un prăjitor de pâine pe patru roți, practic. Da, dar e... Nu e chiar, știi coșurile alea de la supermarket pentru copii? Da. Alea, cam așa, exact, mașinuță, bravo, cam așa bravo, mașina, bravo, exact. Exact, da, și arată, e trapezoidal. Da, arată oribil, ceva îngrozitor. Aveam la niște joculețe cu trenuleț electric de lemn pentru copii o mașinuță, da, de asta mă jucam cu Ștefan. Deci arată ceva, dar ar urma să coste vreo 5.200 de euro. Practic nu are ușă, adică se intră prin parbriz. Serios, deschid, vorbe serios, ăsta e prototipul. Deschizi parbrizul, cu umbrela când... Două locuri mai mic decât Smart-ul, decât Smart-ul Fort-ul. Deci pentru noi, sigur, nu, mai ales după ce merge la mici, nu se intră. Dar având în vedere câte lucruri noi, clienții, trebuie să facem mai nou, adică așa cum ne cumpărăm singuri, știi că acum ne scanăm la supermarket, ne scanăm singuri produsele la bănci, la fel, practic noi facem toate operațiunile pe care le făceau înainte funcționarii care erau plătiți pentru asta, n-am nicio îndoială că într-un viitor mai mult sau mai puțin îndepărtat o să trească să ne asamblăm singuri mașinile și o să vezi ce o se întâmplă atunci pe drumuri. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.